Doamnelor, domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate și la un nou subiect de discuție care se plasează în zona culturii. Invitata ediției este Zuri Mustafa, scriitoare, și domnia sa ne-a făcut plăcerea să vină în studio și să ne vorbească despre literatură, despre cărți, despre modul în care a ales să scrie despre diverse subiecte și a ales să scrie de la nivelul școlar, să spunem, sau preșcolar, de la povestiri pentru copii și până la romane care țin de zona epistolarului, am putea spune, și de zona erotică, de ce nu. Este o activă colaboratoare a multor reviste care se regăsesc astăzi pe piața românească. Este administratorul unui site și, bineînțeles, al unui blog. Dar o lăsăm pe Zuli Mustafa să ne vorbească despre cariera de scriitor, despre modul în care vede cultura românească astăzi și modul în care o percepe și, evident, să vorbim despre multe, multe alte aspecte. Bună seara, Zuli, și bun revenit la noi în studio! Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumim foarte mult pentru onorarea invitației noastre și faptul că te afli aici, la noi în studio, ne obligă cumva să exploatăm resursele tale, spunem așa, literare și culturale. Știu că ai devenit scriitor cu mulți ani în urmă. Aș începe această emisiune și această discuție, să spunem așa, cu târgul de carte de la Bologna și cum ai perceput acel târg de carte și după aceea să venim în contemporaneitate, adică în zilele de astăzi, să facem așa o introspecție în perioada care a trecut de atunci. Da, prima dată când am ajuns la Târgul Internațional de Carte de la Bologna, care este un târg internațional pentru literatura pentru copii, a fost pentru că am vrut să văd cum este percepută literatura pentru copii la nivel internațional și cum acolo se întâlneau toate marile case de edituri, editori importanți și autori, ilustratori. Trebuia să ajung acolo să văd cum își coordonează ei activitatea culturală. Apoi, a doua oară, când am ajuns la Târgul de Carte, deci prima dată a fost în 2007, a doua oară în 2008, am fost ca jurnalist. Pentru că vroiam să vorbesc scriitorilor din România, nu neapărat celor de literatură pentru copii, cât scriitorilor în general, și să scriu despre ce se întâmplă acolo și de ce sunt importante aceste târguri internaționale pentru cariera unui scriitor și să facă cumva diferența dintre piața de carte românească și piața de carte internațională. Să vedem unde scârție treburile la noi, de ce nu merg la noi și de ce în altă parte se poate. În altă parte, adică în lumea întreagă. Înainte să aducem discuția despre acest eveniment și această participare a României la Târgul de Carte de la Bologna, vreau să le vorbești telespectatorilor despre experiența ta din Anglia, modul în care ai perceput acolo lumea cărții și modul în care industria de carte funcționează în comparație cu lumea noastră. Discuția este foarte amplă, pentru că în 2007, când am fost la Târgul de Carte, România nu era reprezentată de nicio editură. Nu exista niciun stand al României acolo. În 2008, când am fost ca jurnalist și am vrut să aduc un reportaj în țară despre ce se întâmplă acolo, România avea un stand foarte sărăcăcios, foarte sărăcăcios, cu, mă rog, câteva titluri, printre care și Ion Creangă. Dar ce se întâmplă? Industria de carte este o adevărată afacere, atât pentru scriitori, cât și pentru editori, mai ales. Difuzorii de, sigur, și difuzorii. Să nu mai vorbim despre difuzorii de carte și de presă. Standul era atât de sărăcăcios încât față de celelalte standuri în care editorii încheiau contracte cu scriitorii din alte țări, le urmăreau activitatea de ani de zile, îi promovau, bineînteles, îi vânau și încercau cumva să încheie contracte de... Exact, erau seminarii în care scriitorii participau, făceau cunoștință cu tot felul de editori și se făcea acest schimb intercultural foarte benefic pentru cultura din orice țară.
Pentru că știi cum e, în momentul în care vrei să te aliniezi cumva la standardul internațional, trebuie să ieși un pic din matca ta și să din vezi tiparele pe care din de tipare fapt și să vezi de ce într-o parte merge și în altă parte nu merge. Am scris un reportaj la vremea respectivă care a apărut în Observatorul Cultural despre de ce nu avem noi literatură pentru copii. Nu că n-am avea, avem, numai că editorii români nu prea au încredere în scriitorii români și nu prea vor să-i promoveze. Preferă să ia cu bani foarte mulți titluri din afară, pentru că sunt garantate, se vând, decât să investească într-un scriitor român cu potențial și să-i ofere marketingul și necesar. Să îi, da, este mult mai simplu să ia din afară decât să își promoveze proprii autori. Pe de altă parte, nici scriitorii români nu sunt atât de motivați să țină legătura cu editurile din România și să își negocieze contractele în așa fel încât să fie benefice pentru ei. Pentru că și scriitorul trebuie să trăiască din cărțile sigur, lui. Sigur. Nu neapărat să scoată bani din buzunar și să își tipărească el singur cărțile, atât timp cât are potențial. La noi în țară cam așa se întâmplă. Din păcate. Din păcate, da. În afară de asta, rețeaua de distribuție la noi este la pământ. Și ca să fac o comparație cu Anglia, unde am fost tot în 2008, dar dacă târgul de carte de la Bologna, acesta se ține în fiecare an, în perioada martie, aprilie, mai. Depinde cum orice cum scriitor organizează se poate înscrie la newsletter-urile lor și le primesc, sunt invitați și mergi acolo să vezi care este treaba. Sigur, și, sigur. Da. În Anglia am ajuns printr-un concurs fericit de împrejurări. Am stat în gazdă la niște persoane, niște englezi și cum există cultura asta a cinei și la cină trebuie să vorbești, iar eu vroiam să-mi îmbunătățesc engleza și vorbeam la cină cu gazdele mele despre ce se întâmplă, am avut norocul să fiu găzduită și în casa unor scriitori, ceea ce de fapt foarte asta am interesant. Și doream. Și am început să pun întrebări despre cum este organizată cum și este organizat cultura. Sistemul industriei de carte la ei în țară. Bineînțeles că diferența este foarte mare. Pe noi aici diferă de fapt și cultura României față de cultura Angliei în da. Materie de nu carte. Nu că nu s-ar putea alinia. Și tradiția da. De fapt. Englezii au cărți de acum 7 secole, noi avem cărți de 100 de ani. Da. E o diferență mare. Da. Bun, hai să continuăm. Da, nu mai vorbim că nu există acolo casă în Anglia care să nu aibă bibliotecă. La noi încă mai există case fără cărți. Foarte multe case foarte fără multe, cărți, da. Sigur că da. Nu se pune așa mare accent pe citit. Că și pe cultură în general, pe da. Culturalizare. Da. Chiar acea cultură de mase hulită în epocă avea rolul ei. De ce? Pentru că îl introducea pe intelectual, pe muncitor, chiar și pe agricultor, îl introducea într-o zonă, să spunem, de minimă cultură. În da. Primul rând, administrativă, instituțională, după aceea era cultura aceea socială în care te integrai. Dom'le, știu ce trebuie să fac, să merg, să-mi câștig drepturile mele, să mă reprezinte da. Cineva. Și după aceea vorbim de cultura aceasta erudită, da, în care vorbim de știință, de cercetare, de tehnologie. Și da. Aici compartimentele la noi nu există, sunt amestecate și nu mai vorbim că foarte multe locuințe din România nu au o carte acum, la momentul acesta. Foarte da. Multe locuințe din România, pentru că oamenii nu dau doi bani pe chestia asta, cultura, da, ceva abstract, foarte difuz, așa, care, mă rog, nu e în timp planul existenței noastre, da. Deși ar trebui să fie, pentru că, în primul și în primul rând, faci foarte multe lucruri cu un popor educat. Faci foarte multe lucruri cu un da. Popor sănătos, care are un standard de viață da. Ridicat. Și atunci poporul acela este capabil de foarte multe acțiuni sociale, civice, instituționale, politice, da. Încât să se poată impune. Și de aici facem paralela nu cu Anglia, ci cu alte state. Și Anglia poate face paralelă cu alte state, să spunem așa. Da. Ce să zic? Și după aceea o să mai aduc în discuție câteva cifre vis-a-vis de piața de carte. Dar să continuăm despre da. Povestea ta în Anglia și despre găzduirea la acea familie de scriitori. Da. Bineînțeles că fiind scriitori toți la aceeași masă, pe mine mă întrebau câți bani câștigi din cărțile tale, pentru că le spusesem că am scos câteva cărți pentru copii, că am două romane, mă rog, nu fusese publicat atunci Al treilea călător, dar era în construcție și acela.
Eram freelancer și lucram la mai multe reviste, colaboram cu mai multe reviste în vremea aceea și acum fac același lucru. Și bineînțeles că ei aveau impresia că sunt o persoană foarte bogată, îmi permit să călătoresc, să scriu despre ceea ce văd și să trăiesc din cărțile mele. Ceea ce nu s-a întâmplat. Ceea și ce nu se întâmplă. Adică se întâmpla să îmi mai împice ceva firimituri din cărțile mele pentru copii și din romane, dar nu la standardul în care trăiau ei. Pentru că, de exemplu, tipul la care stăteam, scriitor, avea două cărți și își putea permite să stea într-o vilă, să își să aibă grijă de familia lui, de soția lui care nu foarte lucra, da, și de cei doi copii să le ofere educația necesară din doar două cărți publicate. Ori eu mă gândeam la vremea aceea, nu eram căsătorită, nu aveam copii, mă gândeam că nu aș putea să fac acest lucru în România. Și bineînțeles, din vorbă în vorbă, am încercat să aflu cum merge sistemul industriei de carte la ei în Anglia. Este foarte simplu. Știi, sunt ca piesele alea de domino. În momentul în care le așezi așa cum trebuie, totul este perfect. Dar când una pică, totul se dărâmă. La noi, în România, piesele de domino cad una câte una. Și se năruie cu totul. Și se năruie cu totul. Normal că lucrurile nu merg. Sistemul de carte este în felul următor acolo. De exemplu, un scriitor trimite un manuscris unei edituri, da? Editorul citește manuscrisul, îi place, scoate, să zicem, 100 de copii pe care le la o imprimantă Xerox, da? Sau, na. Și le împarte librarilor. Funcția librarului în Anglia este foarte importantă. Nu este echivalentă cu cea de la noi. Nu este echivalent aici. Noi avem vânzători de carte. Am înțeles. Ei stau la stand, vând cartea și atât. Nu interesează. Cititorul face toată munca de cercetare, de, mă rog, ce carte are nevoie sau ce titlu interesant vrea să-și cumpere sau ce recomandare i s-a făcut și trebuie să aibă cartea respectivă în bibliotecă. Vânzătorul este acolo, ia banul și cititorul pleacă. În schimb, în Anglia, librarii au un cuvânt foarte important de spus în editarea cărții. Ei primesc aceste copii, citesc și ei manuscrisul și încep să-și facă propriile lor comentarii pe acel manuscris. Aici cred că ar trebui ca sfârșitul să fie altfel sau paragraful adică acesta nu merge. Mici la ajustări lor, da, ale manuscrisului. Da, exact. Apoi, în funcție de cum le place acel manuscris, ei dau comandă editurii. De exemplu, un librar vrea 5 bucăți din cartea respectivă, altul vrea 100, altul vrea 500. Și tot acest se listează, spunem, da? Da, se listează aceste date, se întorc înapoi la editură, editorul știe exact ce tiraj va avea, pentru că face calculele, ăsta vrea atât, ăsta vrea atât, ăsta vrea atât, 5.000 tiraj pe cartea respectivă. Sigur. Mai mult decât atât, librarul în momentul în care dă comanda și plătește cartea sigur, respectivă. Sigur. Și atunci banii nu se blochează? Banii nu se blochează. Livrați, și e un circuit difuzarea al banilor. Se face direct în librării sau, mă rog, la chioșcurile lor de ziare că au sigur. Și ei așa ceva. Și nimeni nu se blochează. Autorul la rândul lui își primește de la editură un avans ca sigur, să continue sigur. Cartea sau să scrie altceva. Să facă acele corecturi de rigoare pe care le au, dacă este de acord sau nu, că poate să nu fie de acord. Și atunci lucrurile merg așa. Pe când aici la noi, scriitorul își investește o grămadă de timp, poate să fie un an, poate și să fie bani, doi ani. Și de bani. Și de bani implicit, pentru că în momentul în care scrii o carte, trebuie să fii concentrat numai pe subiectul respectiv. Cărțile nu se scriu așa. Trebuie și să faci în timpul acesta, un an, doi ani, tu trebuie să te gândești, bun, și factura mea de curent, și restul, pâinea mea de pe masă, sigur. Educația și, restul, și restul lucrurilor, cărțile de care am nevoie pentru documentare și așa mai departe. În România, piața de carte e estimată undeva la 900 de milioane de euro. Nu, la 9 milioane de euro, pardon. La 9 milioane de euro în România. În Ungaria, vecina noastră, cu o populație, la jumătatea populației României, are deja 90 de milioane de euro piața de carte. În Franța și în Germania, piața de carte este undeva cifrată la 1 miliard de euro. Da? Ei, deci bine. De 100 de ori da. Mai mult decât avem noi. Da. Asta spune și, foarte mult și, despre cultura sigur că da. Celor și în popoare. Anglia, în Anglia,
de fapt, în sistemul cultural britanic, pentru că vorbim și de Commonwealth, vorbim de foarte multe alte extensii ale modelului cultural și politic britanic. Aici fac câteva miliarde de euro cartea de producție engleză și avem carte de producție engleză în foarte multe zone ale lumii, pentru că engleza fiind o lingua franca astăzi, o limbă care de circulație și cea mai cunoscută din lume, n-aș spune așa, nu. O altă limbă este cea mandarină, cea mai cunoscută, de fapt e vorbită de cei mai mulți, de cei mai mulți vorbitori și după aceea vine engleza ca vorbitori și ca număr de vorbitori în întreaga lume. Dar este cea mai cunoscută limbă din lume în sensul în care fiecare cetățean al lumii care vrea să se înțeleagă cu un alt cetățean de o altă cultură întreabă dacă știe engleză și atunci în engleză conversează și eventual discută, se cunosc. Bun. Și atunci diferențele acestea de valoare intrinsecă a cărții spune diferențele acestea spun foarte multe lucruri despre modul în care într-un stat sau un alt stat cultura este reprezentată. Dacă piața de carte din România este reprezentată doar de 9 milioane de euro, da? Sau foarte puțin pentru populația României. Categoric. Pentru că noi avem în primul și în primul rând o viziune culturală europeană, sau cel puțin așa ne considerăm sau ne dorim să fim, și în realitate lucrurile stau altfel. Nu mai vorbim că avem aproape 700.000 de analfabeți în România în ultimii ani. Ce facem cu această masă destul de mare de oameni care nu știu să citească, să scrie. Aici e marea problemă. Din cauza aceasta ți-am spus că toate aceste cifre spun multe lucruri. Modul în care circuitul cărții funcționează sau nu într-un stat, la fel, spune foarte multe lucruri despre ceea ce se întâmplă în sistemul cultural respectiv, adică cultura este promovată sau nu. Da. Acum vreau să întreb cum am ajuns de la cărțile pentru copii, la cărțile pentru adulți, da? Și la foarte multe colaborări în reviste Glossy. Pentru că ai avut colaborări în ultimii ani. În ultimii 5-6 ani, 7 ani. Da, din 2006 colaborez cu revistele pe piață. Cea mai lungă colaborare, nu știu, pot să spun pe post... Păi dacă dăm mai multe titluri de revistă... Da, dăm mai multe. Bun. Cea mai lungă colaborare am avut-o cu o revistă pentru bărbați, FHM-ul, din 2007 până în 2012, când redacția de acolo s-a mutat la Playboy și implicit m-au luat și pe mine cu ei. Și am continuat rubrica pe care o aveam acolo, am continuat-o în Playboy. Apoi au mai fost colaborări în Femeia, în Unica, acum mai colaborez și cu Miresici. Asta este soarta unui freelancer. Am înțeles. Să colaboreze unde consideră că poate publica ceva, că poate câștiga ceva, pentru că, spuneam mai devreme, factura, educația, pâinea. Da, bineînțeles, restul... aceste colaborări pe mine m-au ajutat să-mi plătesc facturile ca să pot să scriu cărțile și să merg mai departe. Sigur că da. Pe de altă parte, aceste colaborări m-au ajutat să rămân în priză, să sunt ca niște exerciții de scriere pe care eu le-am luat ca pe niște provocări. Pentru că una este să scrii articole despre călătorii, alta este să scrii articole cu factură erotică, sigur. Alta este să scrii pentru bărbați, alta este să scrii pentru femei. Pentru femei, sigur. Ori aria este foarte vastă. Un scriitor, după părerea mea, pentru că s-ar putea să mă contrazică foarte mulți, un scriitor trebuie să treacă prin toate aceste arii ca să-și perfecționeze stilul și să vadă ceea ce îi se potrivește mai bine sau unde nu neapărat, reușește poate să îi se potrivească și literatura pentru copii, cum este cazul meu, și literatura pentru adulți, și literatura erotică, și, nu știu, să scrie cărți polițiste. Depinde de subiectul pe care îl alege el și ce vrea să transmită prin acea carte. Ori dacă ești specializat numai pe literatura pentru copii și vrei să faci numai asta, faci numai asta. De multe ori mie mi s-a reproșat că scriind în reviste pentru bărbați, unde limbajul este... licențios? Nu neapărat licențios, cât mai... specializat? Nici de cum specializat. N-aș putea să scriu articole specializate. N-aș putea, mă plictisesc. Nu știu. Este un pic mai prietenos, mai pentru publicul familiar, larg. Familiar, să spunem. Familiar, așa. Da. La fel și subiectele abordate. Sunt din domenii diverse.
discuții pe care le ai cu prietenii și apoi încerci să le încadrezi să le într-un încadrezi articol și să le extinzi. Și să le extinzi sau să le... Nu neapărat să le extinzi, pentru că acolo ești, ai un anumit număr de caractere pe care trebuie să le respecti. Nu mă refer la acest lucru, să extinzi discuția aceasta în revistă, adică plecând de la experiența cu prietenii sau de la discuțiile de acolo, aceste discuții să se extindă către revistă și să fie, mă rog, cuprinse în acel articol care, de fapt, e tipărit pentru publicul larg. Da. Cam așa ceva. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim cu discuția noastră după pauză, pentru că vreau să te întreb mai multe lucruri despre modul în care ai colaborat cu revistele și despre publicul țintă acelor reviste. Să revenim, de fapt, cu discuția noastră în pauză, în partea a doua, pentru că și aici s-au produs foarte multe schimbări. Domnilor, domnilor, revenim la Cultura pe Coordonate în câteva minute după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii Cultura pe Coordonate. Invitata ediției este scriitoarea și jurnalista Zuri Mustafa. Vorbim despre cultură, despre cărți, despre reviste și despre multe alte aspecte din zona culturii unei societăți, a unei națiuni, a unui popor. Vorbeam, Zuri, mai devreme despre modul în care colaborările tale la reviste contribuie, să spunem așa, într-o mare măsură la existența ta. Ce înseamnă să fii freelancer? Să fii freelancer înseamnă, în primul rând, să ai libertate de mișcare. Nu cred, eu personal, nu am fost niciodată foarte bună într-un program de 8 ore. Pentru că... Care te regimentează, da, te care mă regimentează, trebuie să ai un șef, să... Asculți de să șeful ăla. Nu întotdeauna șeful este cel mai potrivit? Da, probabil, da. Dar bineînțeles că am lucrat și într-un astfel de sistem și mi-am dat seama că fac mai bine lucrurile de acasă. Iar un scriitor de ce are nevoie, în primul rând? De un birou în care să-și conceapă și lucrările de liniște. Și de liniște, da. Ori într-o redacție nu prea ai liniște ca să-ți concepe articolele. Și atunci am ales calea freelanceriatului, dar bineînțeles că eu m-am rupt de sistemul acesta de 8 ore, program de lucru 8 ore, abia după ce mi-am încheiat niște contracte cu niște colaborări la aceste reviste. A fi freelancer nu înseamnă neapărat că muncești mai puțin. Din potrivă, trebuie să muncești chiar mai mult ca să demonstrezi că ești serios. Să dovedești foarte multă să-ți respecti deadline-urile, să-ți ții publicul aproape, pentru că este și asta o provocare. Sunt foarte mulți oameni care cumpără revista pentru că acolo scrie cineva Zuli în Mustafa. Care... Nu zic neapărat Zuli Mustafa, dar sunt unii care cumpără revista respectivă pentru că scrie acolo Jean-Laurent Sterian. Iată, sigur. Spun un scriitor tot din Constanța. Și fiecare scriitor trebuie să aibă grijă de publicul lui, să nu-l dezamăgească, să îi ofere subiecte care să-l captiveze, pe marginea cărora să discute. Sigur. Pe fiecare articol al meu eu am mail-ul, primesc feedback-ul de la cititori, îmi dau seama dacă problema aia mai trebuie discutată sau nu. Și cam asta. Pe de altă parte, redactorii șefi nu prea colaborează cu persoane neserioase care îi încurcă, nu respectă deadline-urile sau se repetă cu articolele, pentru că ca în cazul fiecărui scriitor există blocaje și pur și simplu într-o lună, două, trei, poate să dureze acest blocaj un an de zile. Sigur. Însă nu poți să mai concepi absolut nimic, pentru că fie nu îți trăiești viața, fie nu ai prieteni în jur care să te deblocheze din această pasă proastă, stare, sigur, da? Sigur. Fie că ai o perioadă mai proastă și chiar nu mai ai nimic de spus. Încercăm acum să discutăm puțin despre revistele glossy de care vorbim, când au apărut și cum au evoluat ele în România, care este situația la nivelul întregii României a distribuției acestor reviste, publicul țintă, hai să luăm pe rând. Da. Păi în România sunt mai multe reviste pentru femei decât pentru bărbați. Ceea ce înseamnă că discuțiile pentru zona feminină sunt mult mai prezente în cultura publică, în spațiu public, în mediul social. Nu neapărat, dar se spune că femeile au mai mult timp liber, ceea ce nu este adevărat în ziua adevărat, de astăzi. Da. Dar cred că prin 92-93 a început să explodeze
aceste reviste pe piață, începând cu Avantaje, Cosmopolitan. Sigur, au fost toate, Unica, da, după aceea Unica, și da, au evoluat în diferite... Și se discuta despre problematica feminină. Cum să fii, nu știu, să ai o carieră, să... Cum să fii de succes. Cum să fii de succes, da, să mai ieși un pic de la cratiță, de acolo. Propuneau teme, de fapt și modele, da, care să-i duce. Putem să spunem că aceste reviste își propuneau și un fel de formare de opinie. Da. Formare de mental, un tip de educație, dacă putem să spunem social, adică e bine să te îngrijești, da, să folosești, da, produse cosmetice, exact, nu neapărat de foarte multe ori produse cosmetice profesionale. Cosmetice care depinde se de advertiser. Sigur, sigur. Pentru că revistele din ziua de astăzi pun foarte mult accent pe publicitate. Ori revistele, păi, glossy, da, revistele glossy din asta trăiesc, nu trăiesc neapărat din vânzări. Și cu cât conținutul este mai bun, cel puțin așa era înainte, cu cât conținutul era mai bun, cu atât agențiile de publicitate apelau la aceste reviste, pompau bani în ele ca să poată să supraviețuiască pe piață, pentru că tu ai văzut, revistele glossy au o anumită hârtie de calitate, copertă. Sigur, sigur. Condiții grafice deosebite. Da. Și atunci redactorii șefi erau foarte atenți la colaboratorii pe care îi alegeau și la subiectele pe care le spuneau, le scriau acolo în reviste. În afară de cele care veneau din străinătate și foarte, erau câteva articole scrise de redactori, scritori români, iar celelalte erau traduse din revistele mamă, da, da, cum era Cosmopolitan, Vogue, Elle, sigur, toate sigur, astea, sigur. Și se aduceau în fața publicului român, feminin. Ce se întâmplă acum este o tragedie cu revistele acestea. De ce? În ce sens? Păi, este un cerc vicios sau mai multe cercuri vicioase, exact ce spuneam mai devreme cu piesele acelea de domino. Rețeaua de distribuție la noi este catastrofă. De când cu cele două calamități, Hiparionul și fostul Rodipet, care au dat peste cap toată distribuția, mai sunt mici distribuitori care nu plătesc la timp și atunci revistele glossy preferă să facă un tiraj mai mic și să-l dea distribuitorilor care plătesc, ca să, sigur, nu se blocheze. Un tiraj mai mic înseamnă implicit vânzări mai mici. Bani mai puțin. Vânzările mai mici afectează publicitatea, pentru că advertiserii nu prea mai dau bani pe aceste, nu mai investesc bani, nu mai investesc, în nu aceste reviste. Odinioară, da, ca să poată apărea în conții, da, grafice. Pe de altă parte, pun anumite condiții că produsul respectiv, vreau să-mi faci un articol despre produsul respectiv, vreau să, așa. Asta înseamnă că aceste articole au un conținut de 5, 6, poate chiar 10 ori mai scăzut decât cel dinainte. Scriitorii din ziua de azi nu prea ajung la acest compromis. De exemplu, mie nu mi s-a spus niciodată să scriu despre un articol de publicitate sau ceva. Și chiar dacă mi s-ar fi spus, eu n-aș fi scris despre lucrurile astea, pentru că nu mă interesează să promovez niciun produs. Sigur, sigur. Nu știu. Adică să ocupa altcineva de, da, să se ocupe acelui altcineva, nu știu, există comunicate de presă, să, nu știu. Sau pur și simplu o structură de marketing. Ori care să... subiectele mele sunt total diferite. Scriu despre relații umane, scriu despre călătorii, scriu despre cum să ne facem o nuntă, nu știu, lucruri de-astea, depinde de revistă și de publicul căruia îi se adresează. Bun, acești factori contribuie la... Implicit. Da, implicit la... Creșterea sau... La descreșterea. Sau la descreșterea, la descreșterea atât a calității cât și a cantității acestor reviste. Foarte multe reviste în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, s-au închis. Și se vor mai închide foarte multe. Pe de altă parte, conținutul acesta scăzut face ca cititorul să fie dezamăgit. Pentru și dezinteresat, și dezinteresat, pentru că una este să cumpere așa o revistă cum era înainte și cum sunt încă pe, în America, de exemplu, Elle, Vogue, Cosmopolitan, în Germania, în Franța, în Germania, Franța, Spania, da?
Și alta este să cumpere o revistă atât de subțire, plină de articole de publicitate. Și atunci tu ca cititor ești dezamăgit. Degeaba vii și dai vina pe cititor că nu mai cumpără reviste, pentru că el nu mai găsește nimic acolo decât niște produse, sigur, pentru care oricum nu are bani să... De-abia își găsește bani, sigur, pentru facturile de zi cu zi, că tot e criză, da? Da, apropo de facturi. Da, decât să dea bani pe aceste reviste care nu sunt chiar așa de ieftine, da? Sigur. Și cam asta este situația în redactorii șefi sunt foarte dezamăgiți, ei nu știu cum să mai jongleze, fac tot felul de compromisuri și tot felul de flic-flacuri ca să păstreze titlul respectiv pe piață. Am înțeles. Da. Compromisuri în toate modurile posibile. Da. Ce se întâmplă în România cu cei care publică cărțile? Pentru că totuși a trebuit să publici cărți. Care este întregul, să spunem, parcurs, întregul sistem? Da, de la momentul în care predai manuscrisul și momentul în care eu, cititor, cumpăr de pe piață cartea respectivă. Da. Păi, în primul rând, un scriitor care nu este în sistemul editorial, adică nu participă la lansări, nu se duce la târguri, nu se întâlnește cu alți scriitori, este un scriitor mort. Nu poți să publici cărți dacă nu ești în acest sistem. Cum nu poți să fii un zidar bun dacă nu ești în, în breasla respectivă, da? Și atunci tu trebuie tot timpul să ieși, să vezi ce fac alții și așa mai departe, târgurile internaționale, ca să nu mai vorbim că îți trebuie și tot timpul să te educi, să citești, să fii la curent cu celelalte titluri. Bun. În afară de asta, stai acasă, scrii și apoi urmează partea cea mai grea. Care ar fi acea parte cea mai grea? Deci partea cea mai grea nu este scrisul. O spun din punctul meu de vedere. Partea cea mai grea este publicatul. Pentru că și în edituri nu ajungi foarte ușor. Foarte ușor și cu... Chiar dacă ai un manuscris bun. Pentru că de cele mai multe ori manuscrisul se oprește pe biroul unui redactor. Unui redactor care este frustrat că vrea și el să fie scriitor, dar nu poate că nu și-a scris încă romanul și așa mai departe. Dar și el îl dă la o parte. Scriitor. Și zice, nu am timp de citit ăsta, că are alte deadline-uri, are altele de făcut și el și tot așa. Să presupunem că ajunge în fața unui editor manuscrisul, în sfârșit. Editorul nu are timp să citească manuscrisul, dar îți cunoaște numele, să zicem. Pentru un scriitor începător este și mai rău. Și mai complicat. Da, pentru că dacă nu-ți cunoaște numele, dacă nu te recomandă cineva, nu se va uita nimeni la manuscrisul tău. O spun pentru că așa stau lucrurile. Și apoi, ca acest roman să fie publicat, cel mai simplu pentru un scriitor este să scoată bani din buzunar. Să-l tipărească. Pentru tipografie, să tipărească această carte în care el crede. Și apoi urmează partea de... Sunt patru verigi foarte importante în cariera aceasta de scriitor. Scrisul în sine, apoi editarea, apoi tipărirea, care este altă poveste, și apoi publicitatea și marketingul. Și difuzarea. Toate aceste, da, și difuzarea, deci cinci, da. Toate aceste verigi trebuie să fie legate între ele. Numai că la noi fiecare face ce vrea. E un haos total. De ce se întâmplă lucrul acesta? Nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta, pentru că noi românii avem tendința să ne scârpinăm de fiecare dată așa în cap. Nu trebuie să facem noi lucrurile așa cum e firesc și cum ar trebui să... Și pentru că toată lumea crede că un scriitor este ahtiat după glorie. Da. De ce și crede totuși că... lumea chestia aceasta? Nu știu, cred că cumva este și vina scriitorilor. Își creează ei acest tip de... Pentru că n-au încredere în lucrarea lor, pentru că chiar vor să dea câteva exemplare vecinilor, părinților și așa mai departe și să spună că eu sunt scriitor, că există statutul ăsta de intelectual și nimeni nu mai e ca el. Asta e realitatea, eu asta văd foarte des. Și ce se întâmplă? Ei se duc la lansări și încep să dea cărțile gratuit. Păi și iarăși o greșeală. Iar este o greșeală, pentru că, bine, tu ești scriitor, nu din asta trăiești și normal că publicul se educă în așa fel încât ai lasă-mă, scoși asta o carte dintr-un ocean de cărți, încă o carte pentru ei. Mai stau să mai citesc. Sigur, sigur. Mai stau să mai citesc și pe asta. A, dacă e gratuit, da, o iau, că românul așa e, dacă e ceva gratuit, de ce sigur, să nu-l iei? Sigur că și da. Nu mai apreciezi lucrul ăsta, tocmai pentru că este gratuit.
Da, E ca și da. cu mostrele acelea pe care revistele Glossy le pun la dispoziția, mai vezi, reviste pentru femei cu papuci, numărul 40, roz, bombon, nu știu ce. Nu contează. Să fie acolo. Sunt papuci, da. Intră în prețul revistei, am papuci gratuit, îi dau cadou încolo sau încoace. Sau ochelari de soare, sau un ruj. Asta este cultura și nu știu pe cine putem să dăm vina. Pe societate, în general, și pe nivelul culturii din societate. Eu cred că diferențele sunt clare între noi, ca sistem și ca nivel cultural, noi românii, și restul modelelor către care privim, pentru că sunt sisteme care o duc mult mai rău decât noi, dar noi nu ne comparăm cu acele sisteme pentru că nu vrem să facem parte din acele lumi. Toate acele sisteme se regăsesc în țările din lumea a treia în general și poate chiar mai rău. Și de ce să ne comparăm? Am mai avut o discuție la un moment dat cu cineva care spunea da, în alt oraș este mai rău. Bine, dar ce contează că este mai rău în alt oraș? Fă să fie mai bine și compară-te cu cineva mai bun. Nu te compara niciodată cu cineva mai rău. Așa este și în industria asta de carte. Compară-te cu altul și ca scriitor, compară-te cu unul mai bun. Citește-i cărțile, vezi ce se poate face. Nu știu, nu neapărat să-i copiezi stilul, că și la noi este și cultura asta a copy-paste-ului. A plagiatului. A plagiatului și așa mai departe. Nu mai ai mândria, demnitatea aceea de a face tu ceva original și să vină din tine, da? Da, și să fie conceptul tău. Și să fie conceptul tău, viziunea nu mai ta ai. Despre un subiect. Acum despre... toate se tapează. Articolul cu tare după articolul cu tare. Stai să-mi spun și eu părerea. Exact cum se copiază în muzică, foarte multe piese care sunt mixate, remixate. Nu mai există demnitatea aceasta a originalității și a contribuției tale proprii la cultura românească, că despre ea este vorba. Despre ea este vorba. Și este foarte păcat, pentru că nu spun că toți fac așa, pentru că nu este adevărat. Există scriitori foarte buni în România, care își văd de treaba lor, au învățat foarte repede cum merg lucrurile, s-au ținut departe de compromisuri și mai nou acum, pentru că și-au dat seama, pentru că au ieșit în afară, s-au dus la târgurile internaționale, fie cele pentru copii, fie cele de la... Mai există un târg de carte la Frankfurt, la noi în țară există două târguri de carte, Gaudeamus și Bookfest-ul de la București, și acolo se înregistrează vânzări enorme. De asta spun că nu prea cred eu cu asta, că nu prea se cumpără carte la noi. Cititorii profesioniști cumpără carte și urmăresc titlurile. Sigur. Și acum mai nou, scriitorii profesioniști își traduc lucrările și le publică în afară. Asta E mai simplu, da? Da. E mai este simplu mult și mai simplu, pătruns da. Pe o piață vastă, da. Accesibilă, multora dintre... Nu este neapărat accesibil, atenție, pentru că acolo se pătrunde și mai greu, dar se pătrunde numai dacă ești foarte bun. Mă refer la accesibilitate din partea cumpărătorului. Nivelul de trai mai mare din acele țări, cultura lecturii și a cititului în acele țări, facilitează accesul cititorului către carte, adică este interesat și cititorul. Și toate aceste verigi care merg de la sine și care sunt foarte bine puse la punct. Sunt cointeresate, în acest, să spunem așa, cerc, în acest cerc al publicării, și al apariției. Și atunci nu știu ce trebuie să facem. Trebuie să facem ceva, să schimbăm lucrurile acestea. Ce crezi că se va întâmpla? Am făcut așa o radiografie a nivelului cultural, a modului în care se publică toate volumele, cărțile în general, modul în care apar revistele. Ce crezi că se va întâmpla de acum încolo pe piața de carte românească? Nu știu sincer ce se va întâmpla. În continuare, în România, de exemplu, nu există agenți. Agenți care agenți să facă literari. Ce? Agentul literar. Agentul literar este o altă verigă foarte importantă în industria de carte. Ce face el? Ce face el? El este cel care ia manuscrisul, citește și îl recomandă editurilor. Nu scriitorul ar trebui să facă lucrul acesta. Agentul este foarte bine conectat cu editurile și știe că manuscrisul ăsta s-ar potrivi editurii cu tare, ține legătura cu editorii, are relații și de prietenie cu ei și credibilitate, bineînțeles, că trebuie să fii serios în orice faci, sunt în orice meserie pe care o faci. La noi, în România, nu există agenți literari. Și asta este o altă bubă, pentru că nu te reprezintă nimeni. Cineva trebuie să te reprezinte inclusiv când semnezi contractul. El se comportă și ca un, nu știu, avocat ca un fel de avocat al diavolului, care îți protejează interesele, dar pe bani, pentru că el își trage
are un procent are din un ceea procent ce vinde și din ceea ce procentul recomandă. Acela trebuie să muncească. Sigur că la da. Noi nu există așa ceva. E o profesie ca oricare alta, într-o societate da. Educată da. Și într-o societate care... Da. Da, creează da, 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 această oportunitate. Iar scriitorii din alte părți, asta, primul lucru pe care îl fac după ce termină un manuscris, se duc la un sigur, agent. Sigur. Și văd care este cel mai bun. Ăsta. Mă duc la el și să mă promoveze. Sigur că da. Probabil că și la noi în România lucrurile acestea vor fi posibile. Vor fi posibile numai în momentul în care cei care sunt cei mai afectați, după părerea mea, scriitorii, vor lua atitudine, vor spune despre aceste probleme și vor încerca să schimbe cumva această sigur. Mentalitate, pentru că până și la urmă rolul lor, alt mod de da, a... rolul lor este să își transmită mesajele cui? Unui public, dar nimeni nu mai ajunge la publicul am acesta. Înțeles, am înțeles. Eu cred că lucrurile vor evolua în bine. Felicitări pentru ce ai făcut până acum. Toată activitatea ta publicistică, fie că e literatură pentru copii, fie că este literatură pentru adulți, fie că sunt diferite articole cu tematică precisă în reviste de specialitate. Succes de acum încolo în ce vei face. Mulțumesc. Și ori de câte ori vei dori să ajungi în această agoră publică, ești binevenită și vom discuta pe diverse probleme care se regăsesc în zona culturii și pe coordonatele culturii, așa cum bine o spunem emisiunea mulțumesc noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. O seară deosebită. Mulțumim și noi pentru onoarea acestei invitații și toate cele bune. Doamnelor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea de astăzi Cultură pe Coordonate. A fost Zuli Mustafa, invitată acestei ediții. Eu sunt Ana Chetușa, noi ne revedem sâmbătă, începând cu ora 16:30 la emisiunea Mozaic Etnic. Până atunci, zile însorite și lucruri frumoase. Toate cele bune!